s-ar întâmpla dacă soarele ar fi înlocuit de către alte planete? Băie și fete, bine ați venit la o nouă reacție foarte specială la mine pe canal. Pe bune, băie și fete, de data aceasta vom face ceva super interesant. Mai exact, vom reacționa la un videoclip care o să ne arate cum ar arăta cerul, boys, în cazul în care soarele, pe care știe toată lumea, ar fi înlocuit de alte planete și stele. Deci vă spun sincer, fraților, unele scenarii de genul arată foarte, foarte horror. O să vedeți și voi efectiv planete / stele gigantice de foc. Cum ar fi, gen, să te uiți pe cei să vezi o stea de aia gigantică de foc? Băi, efectiv te-ai căcat pe tine de frică, știi ce zic? Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Reacționați la videoclipul ăsta de la băiatul ăsta Taiji, să-i dați un subscribe neapărat, aveți link în descriere. Și da, videoclipul ăsta are aproape 2 milioane de vizualizări. Hai să vedem. Deci prima dată, boys, așa arată soarele nostru, da? După cum puteți vedea, arată complet normal, toată lumea știe soarele nostru, da? Hai să așteptăm, boys, să treacă ceva timp. Deci așa arată soarele nostru, da? Ok, hai să vedem cum arată cu alte stele, și planete. Hopa, așa arată cu Proxima Centauri. Vedeți că e cam cum e cam întuneric pe pământ. Băi, na, fraților, arată destul de nașpa, având în vedere că, băi, până la urmă, de ce nu mai e lumină? Soarele trebuie să dea lumină. Dar nu e așa de horror până la urmă. Nu e așa de horror, mi se pare chiar normal. Gen, nu e chiar așa de horror, chiar dacă nu mai e lumină și e foarte, foarte mic. Ok. După avem Alpha Centauri A. Băi, fraților, arată la fel ca soarele, dacă stați să mă întrebați pe mine. Adică cred că dacă mâine s-a schimbat soarele cu Alpha Centauri A, nici măcar n-aș observa, știți ce zic? Adică ce voiați observa? Pe bune, gen, arată cam la fel. Vedeți că pe efectiv dă aceeași lumină. Poate, na, puține diferențe, dar care nu o să le observăm noi oamenii așa cu ochiul liber. Deci nu e nicio problemă, fraților. Hai să vedem mai departe. Alpha Centauri Star System. Hopa, deci Star System, aici sunt mai multe. Aici cred că am observat, adică, băi, dacă, gen, gândiți-vă, dacă ar fi așa în viața reală, eu n-aș ști că asta e Alpha Centauri, aș ști că e soarele. Și aici în stânga mai văd încă o planetă. Băi, mă cac pe mine de frică, cred că o să vină planeta aia către noi, vă dați seama. Băi, și asta e normal, adică normal, nimic de aici nu e normal, vă dați seama. Dar zic, arată mișto, știi ce zic, arată mișto și nu e chiar așa de horror cum imaginam eu. Hai să vedem, poate dăm și de alea horror, de arată bilă de foc și prostii de alea, știi ce zic. S-ar putea să dăm, fraților, să nu credeți că rămâne doar așa cu Alpha Centauri. Hopa, Sirius A. Băi, aici, dacă stau să mă uit și să mă gândesc, nu știu ce să zic, boys. Parcă tot ca soarele, dar parcă emană așa o lumină albastră. Nu vi se pare deloc, că emană o lumină albastră? Da, aici chiar aș observa diferența. Da, vreau să văd ceva mai, bă, ceva mai hard, așa. Hai să vedem. Vega asta nici nu se vede, efectiv, n-are nicio treabă. Deci, bă, vreau așa ceva mai horror, știi ce zic? Ceva mai mișto, haide, bă, arată. Ceva mai tare. Pollux, mamă, ăsta, deci nu știu dacă vedeți, boys, probabil nu vedeți că se vede foarte, foarte puțin, însă e o bilă albă gigantică. Asta zice că e puțin horror, zici că se apropie bila asta gigantică de noi. Da, na, dă lumină, deci n-avem nicio treabă. Pollux când e seara. Oh my god, fraților. Ok, aici m-aș căca pe mine de frică. Deci ăla era Pollux când era ziua și ăsta e Pollux când e seara. Da, cred că m-aș culca pe la ora 6 după masa ca să mă trezesc la 6 dimineața, să nu prind noapte. M-aș căca pe mine de frică, ce aveți? Bellatrix, mama asta e gigantică, boys, mama, deci chiar se vede nașpa și mai are și în mijlocul ei, dacă vedeți ceva, particule de-astea galbene. E ciudat, rău de tot, ia uite, aici că bănesc că e seara, nu? Ba, arată la fel ca Pollux aia, ce aveți? Arcturus. Arcturus, da. E și mai mare ca ele alte, aici iar m-aș căca pe mine de frică. Mamă, Arcturus seara, băi!
Băi, cred că a murit. Ok, băi, zic că n-ar putea să fie asta posibil. Cred că a murit de cald, practic, nu? Gen, probabil a murit de cald, da. Hai să vedem. Aldebaran e foarte aproape, nu se vede absolut nimica. E doar alb cu niște galbene acolo. E lumina albă cu dalea galbene pe ea. Rigel, mamă la Rigel, boi, e așa gigantică. Eu văd ceva acolo, dar parcă nu văd nimica. Văd așa niște chestii albastre, niște linii albastre, dar așa de mare e? Gen. Pistol Star, nu se mai vede absolut nimic. Și că Pistol Star este așa de mare încât ar merge peste pământ, vă dați seama. Ia uite, asta e Pistol Star pe Saturn, am înțeles. A, și aici, boys, ne arată și de pe Saturn, care știți că Saturn este gigantică, gen, e mult mai mare decât noi. Archenar și toate chestiile astea. Uite, aici sunt două. Băi, super interesant. Însă, fraților, dacă până acum nu v-ați speriat, haideți să ne mai uităm la un videoclip. Și de data aceasta nu vom înlocui soarele cu alte stele, ci îl vom înlocui cu găuri negre din spațiu. Da, ați auzit foarte bine. Nu mă uitați-vă la chestia asta, boys. Oh my god, băi, să vezi, Sagittarius A se numește gaura asta neagră. Băi, să vezi asta, băi, te cași pe tine de frică, man. Oh my god, Doamne iartă-mă. Sunt mai multe de-astea. Băi, frate, să fie gen. Adică dacă soarele nostru e înghițit de o gaură neagră, gaura aia neagră devine soarele nostru? Sau nu știu cum. Cum care-i treaba, gen? Cum se procedează? Mamă. Asta e Messier 61 / M61. Voi vedeți cât de gigantică e. Holy shit, boys. E efectiv gigantică. Mamă, năgăcă. Pă, bă, băi, dacă e așa de aproape de noi, o să ne ia și pe noi, nu? Gaura asta neagră, o să ne sugă așa înăuntru. Nu? Da, boys, știți cumva ce se întâmplă dacă intrăm într-o gaură neagră, gen o să dispărem așa deodată? Sau nu știu, cine se percepe să scrie la comentarii, că m-am întrebat toată viața. Mamă, Messier 108, nu mai vezi nimic, ce ai luat o razla? Numai de Messier nu-ți mai arde ție, când vezi chestia asta, pe ce noi la fugă, frate meu, ce ai? Nu mai ai nicio șansă. Mă dați seama, boys. Next black hole was so much or so less view from Neptune. Deși că aia e așa de mare încât ar mânca pământul, gen instant. Hai să vedem de pe Neptun. Uitați-vă, boys, aici este pământul și aici este Messierul nostru, nu? Ok. Mamă! Aici este Messier 58 și aici este pământul nostru. Ne-ar mânca, vă dați seama. Ok, a, și aici ce e? Aici nu mai e nimic, aici deja ne-a mâncat. A, ba nu, asta e Andromeda Galaxy. Black Hole. A, deci asta este... A, acum sunt galaxii loc de soare. Vă dați seama că, bă, galaxiile sunt de miliarde de ori. Miliarde de ori mai mari decât noi. Deci probabil ne-ar mânca. Da, logic. Am fi terminat, fraților. Bun, bun, băieți și fete, atât a fost cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii și voi ce părere ați avea dacă mâine v-ați trezi și ați vedea dita mai planeta în locul soarelui. Eu m-aș căca pe mine de frică că m-aș gândi că vine către noi. Și ce zic, e bine, băieți și fete, eu am fost Valus, am cu cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii și noi ne vom vedea curând cu episodul noi. Vă pupa pe toți, pa, pa!